Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vom vorbi despre rușine și alături de noi o prietenă dragă ca invitată a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise, Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, de asemenea psihoterapeut, și pornim discuția noastră pe marginea cărții Rușinea, Vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic, o noutate editorială, un proiect editorial foarte frumos lansat la ultima ediție a Târgului de Carte Bookfest, o lansare foarte frumoasă. Iată Rușinea, un colectiv de autori format din Daniela Luca, Corneliu Irimia, Lavinia Bârlogeanu, Carmen Bayer, Eric Higum, Daniela Nicoleta Dumitrescu și volumul coordonat de colega mea, Gabriela Denis, senior editor Herald și psihoterapeut. Foarte pe scurt am vrut să enumăr și oamenii care pur și simplu au muncit la realizarea acestui proiect minunat. Și aș începe discuția noastră cu un citat. Un citat, mie îmi place foarte mult, un citat al Lavinii Bârlogeanu: rușinea este stăpâna secretului. Ne naștem sau nu ne naștem cu rușinea? În primul rând îți mulțumesc pentru invitația de a discuta puțin pe marginea acestei cărți și a temei complicate a rușinii. Mă întreb dacă ne naștem sau nu cu rușinea. Nu ne naștem cu rușinea, dar ne naștem echipați s-o trăim. Avem în noi, nu știu cum să zic, o anume modalitate de a reacționa în legătură cu elemente, ca să zic așa, rușinoase. Ele fac parte din dotarea noastră, sunt o caracteristică a speciei noastre. Uite, dacă ne gândim puțin la imagini din artă, da? Și aș evoca Adam și Eva de Masaccio. O imagine pe care foarte mulți dintre cei care ne urmăresc probabil o știu deja, o au în minte. Acolo ce vedem? Vedem alungarea din rai, pentru că s-a încălcat o regulă. Da? S-a încălcat o regulă, Adam și Eva sunt alungați din rai. Cum îi evocă Masaccio? Da? Îi evocă plin de rușine. Ea, Eva, își acoperă sânii, își acoperă sexul, da? El își acoperă fața. Deci fac aceste gesturi care indică rușinea. Dacă ne uităm la această minunată realizare a lui Masaccio, eu cred că acolo putem să vedem cu adevărat chipul rușinii. Cred că este prima formă de exprimare a rușinii din istoria omenirii. Da, și probabil este unul din afectele primordiale rușinea. Putem să ne gândim la asta, da? Ea este foarte amestecată de multe ori, poate de cele mai multe ori, cu vinovăție. Și în imaginea despre care am pomenit, la care m-am referit, acolo o vedem amestecată cu vinovăție, dar e preponderent rușinea. Se vede cumva că a fost la bază rușinea. Da? Aici ce putem înțelege noi din această imagine? Că atunci când încălcăm valori fundamentale, imediat apare această trăire complicată. S-ar putea să apară, și aici nu mai vorbim de o rușine, ca să zic așa, sănătoasă, da? Care ne ajută să ne așezăm într-o logică a instituirii valorilor în viața noastră. Fiecare dintre noi o experimentăm și e bine că se întâmplă așa. Așa zisa rușine civilizatoare. Exact, exact, rușinea civilizatoare, rușinea sănătoasă, să-i spunem, da?
este cea care ne ajută să ne integrăm în lume, în societate, să facem față unor, știu și eu, așteptări pe care oamenii le au din partea noastră și pe care noi, la rândul nostru, le vom avea din partea altora. Da? Deci rușinea are acest aspect civilizator. Însă există, nu știu, o demarcație foarte fină. La un moment dat se întâmplă ceva aproape insesizabil și cădem în partea cealaltă, în aspectul nesănătos, în aspectul patologic al rușinii, rușinea traumatică, da? Rușinea care devine disociativă, rușinea care devine o componentă a unui, să zic așa, complex traumatic. Vorbeam de faptul că atunci când încălcăm valori fundamentale ne simțim rușinați. Și noi știm când încălcăm valori fundamentale. Da? Dacă ne uităm la, revin la imaginea pe care am evocat-o a lui Masaccio și ar trebui să ne raportăm la ea ca și cum ar fi o imagine internă. Acel Dumnezeu care pedepsește nu e în afară, în proiecție, este unul în interiorul nostru. E ca și cum el e mereu viu, e mereu treaz în noi și ne arată cu degetul, uite, acum ai făcut ceva rușinos. Da? Iar noi ne acoperim așa cumva, recurgem la invarianții rușinii, adică mărcile corporale ale rușinii, ne retragem în spatele unei perdele ca să nu fim văzuți așa, da? Și aici ce facem în spatele perdelei? Ori încercăm să reparăm lucrurile, să ne așezăm, ca să zic așa, în spiritul valorii, ori rămânem mereu în spatele perdelei. Înțelegi? Aici e cazul rușinii nesănătoase, rușinii traumatice. În cazul celălalt, rușinea își arată aspectul ei civilizator. E, cum să spun, mă obsedează de-a dreptul imaginea lui Masaccio. Eu am făcut am pomenit-o și în articol, dar nu la modul la care simt acum să mă refer la ea. Pur și simplu, vezi, asta se întâmplă întotdeauna după ce termin de scris un text sau o carte, dacă ai luat-o de la început, ai face-o altfel. Mi-aduc aminte de un fragment din romanul Viața e în altă parte a lui Milan Kundera, un scritor pe care eu îl ador pur și simplu. Și acolo e un dialog între personajul scriitor și un prieten. Da? Și prietenul îl întreabă pe scriitor, tu ce faci, ce scrii acum? Și ăsta zice, viața e în altă parte. Dar prietenul spune, măi, dar parcă pe asta a mai scris-o cineva. Și scriitor spune, da, tot eu, dar acum, dacă aș scrie eu, aș face-o cu totul altfel. Cred că iată, e sentimentul comun de fiecare dată când termin un articol sau o carte. În fine, asta nu înseamnă că aș renunța la textul meu, chiar n-aș face-o, dar poate aș scrie partea a doua, ca să zic așa. Și încă ceva, ca să revin la imaginea asta. Acolo, după perdea, când spuneam că rușinea devine nesănătoasă, se transformă într-o rușine patologică, disociativă, ce facem noi din zona aia? Uite ce facem, mitul ne arată. Dacă ne gândim la mitul meduzei, de exemplu, acolo vedem ce se întâmplă după perdea. Îmi construiesc un chip care să-i împietrească pe toți cei care observă rușinea mea. Pentru că Meduza, una dintre cele trei gorgone, era încărcată de rușine din cauza abuzului sexual pe care l-a experimentat. Dar acolo nu vedem aspectul civilizator al rușinii, aspectul de creștere, de instituire a valorilor, ci dimpotrivă vedem aspectul distrugător. Dacă eu am pățit asta, să pățească toți la fel.
Am, în cazul pe care l-am evocat în carte, am și putut să observ la personajul despre care am scris acest complex al meduzei. Adică simțeam adesea în relația cu acest personaj al articolului meu cum încearcă să mă împietrească pe mine pentru că văd, sau cum împietrea personajul în fața mea efectiv, fiindcă se vedea el însuși încărcat de rușine. Da? Deci, ce să spun, instanța care ne ajută să simțim, și zic ne ajută, ne ajută pe de-o parte, sub aspectul ei sănătos, este în noi. De asemenea, instanța care ne distruge pentru că am văzut, este tot în noi. Dar de noi depinde dacă alegem asta sau asta. Cred că e foarte important. Un fel de judecător interior, da. Exact cum da. Spuneai tu, instanța supremă interioară. Și sunt convins că în literatura, și literatura românească, dar și literatura universală, există multe personaje, să le spunem, încărcate, să spunem, de povara aceasta a rușinii și ar fi de interesant de dezbătut. Cu toții am trăit și trăim rușine, uneori chiar și de dimensiuni problematice, dereglante, dacă e să ne referim la teoria reglării afectului. Aș vrea să ne împărtășești puțin din experiența scrierii acestui caz de transmitere transgenerațională a rușinii. A fost și ușor și greu, ca să spun așa, să scriu cazul ăsta. A fost ușor pentru că am scris în modul în care sunt obișnuită să scriu, aproape natural, ca să zic așa. A fost greu din ce perspectivă? Aveam senzația că intru prea mult în zone de secret ale oamenilor care au trăit cândva, da? Deci nu mai vorbim de un om în carne și oase care se află în fața ta. Vorbim de oamenii de după perdea, de după perdeaua vieții, ca să spun așa. Oameni care nu mai sunt printre noi și atunci ai un sentiment, ca să zic așa, nici nu știu cum să-l numesc. Eu am încercat sentimentul sacrului în timp ce mă uitam la lucrurile astea și în timp ce scriam. Chiar mă întrebam, oare ce fac acum? Aduc o atingere acestei valori a sacrului, pentru că mă refer la secretele oamenilor care au trăit vreodată. Deci am avut în interior, să zic așa, o luptă destul de serioasă. N-ai cum să nu te gândești la lucrurile astea. Dar până la urmă a câștigat, să zic așa, omul viu din fața mea. Pentru el trebuia să fac aceste lucruri, pentru că el însuși nu putea să facă asta. E foarte greu, probabil, pentru noi toți să privim spre lucrurile rușinoase, cele mai rușinoase pe care le pot experimenta oamenii în viață. Și când astea sunt trăite de părinții noștri, de bunicii noștri, de strămoșii noștri, da? Oameni care nu mai sunt în viață, ai sentimentul că atingi sfera sacrului și că n-ai avea dreptul să o faci. Însă, dacă rămânem aici, rămânem blocați în trauma transgenerațională. Deci cineva trebuie să facă asta, cineva trebuie să dea la o parte perdeaua de pe chipul rușinii. Și ce facem cu asta? Sperăm să ne descurcăm, să nu împietrim, așa cum mi s-a întâmplat meduzei, știi? Acum, cum să zic, dacă îți dai seama ce se joacă pe scena asta dintre doi oameni, cum e relația terapeutică, da, în cabinet. Deci dacă îți dai seama de componentele mitologice, arhetipale, ai un ajutor foarte mare. Că acolo nu mai ești doar tu cu pacientul în cabinet. Este specia noastră, da, care ce caută? Caută salvarea până la urmă. Caută mântuirea. Și cumva gândul ăsta te salvează, să zic așa, de rușinea de a scormoni și de a vedea ce s-a întâmplat în viețile unor oameni care, iată, au plecat deja de pe lumea asta.
Apropo de și referitor la rușinea transgenerațională, există o rușine individuală, personală și o rușine colectivă? Și în timp ce te ascultam, încercam să-mi imaginez, de fapt mi-am imaginat, nu doar încercam, să-mi imaginez așa o situație, de exemplu, legată de o rușine colectivă. Cineva dintr-un sat, undeva la țară, în mediul rural, face un lucru atât de, nu știu cum să-i spun, de urât, de regretabil, încât pune sub semnul penibilului și pune sub semnul rușinii întreaga comunitate. De fapt, a respectivului se simte rușinat tot satul. Da. Nu știu cum ți-a venit să-mi pui întrebarea asta, nici eu. Dar acum mă faci să-ți răspund evocând o experiență personală pe care n-aș fi crezut vreodată că o să o spun public. Îți dau un exemplu de rușine personală și colectivă, așa cum am trăit-o eu, într-un anumit moment al vieții mele, și care mi-a marcat viața extraordinar de mult. O să înțelegi imediat cât de imens a fost impactul ei asupra mea. Eu am urmat studii de muzică. Am făcut foarte multă muzică. De când am mers la școală, da? Am urmat școala de muzică și chiar aveam de gând să fac o carieră în muzică. Și iată ce s-a întâmplat și n-am mai făcut lucrul ăsta. Am cântat, eram solistă la un moment dat, da? Era un grup de artiști pe scenă. Eu eram solistă, am intervenit să-mi cânt partea mea și mi s-a întâmplat ca pe scenă, era și juriu, cum mi-amintesc, că era și un concurs, nu era doar un spectacol. Și pe scenă mi-am pierdut vocea. Da? Aveam la un moment dat un interval destul de dificil, trebuia să urc, nu știu, un interval de septimă, destul de greu de prins. Eu l-am gândit bine, dar pur și simplu nu m-a ajutat vocea în momentul ăla. Și am ratat în momentul în care am atins nota înaltă. Deci pur și simplu am rămas suspendată acolo. Ce s-a întâmplat cu mine în momentul ăla este de nedescris. Parcă s-a năruit întreaga lume. Deci numai că m-am făcut eu de minune în fața tuturor oamenilor, da? Dar i-am făcut pe toți cei de lângă mine. Da? Toți au rămas interziși. Deci nu știu dacă îți poți imagina așa o scenă. Ea pare ridicolă când o povestești și are, desigur, un aspect de ridicol. Dar durerea pe care am simțit-o eu și rușinea pe care am trăit-o atunci, era o rușine a mea, dar era și o rușine colectivă, adică toată chestia asta a activat-o, o fantasmă colectivă absolut sinistră. Am fugit de pe scenă, profesoara, te duci înapoi. Eu cum să mă duc înapoi pe scenă cu toată rușinea pe care am trăit-o? Dacă nu te duci, nu mai putem continua spectacolul. E și mai rău. Te rog să mă crezi că nici nu mi-amintesc dacă m-am reîntors pe scenă. Înclin să cred că n-am putut să o fac. Dar contactul meu cu muzica nu s-a rupt atunci. Dar știi ce am făcut? Și aici poți să vezi și tu și cei care ne ascultă. Am început să cânt cu voce de cap. Deci am devenit soprană după momentul ăla. Da. Și asta facem când experimentăm rușinea. Ce vedem în a cânta cu voce de cap? Mecanismele de supraviețuire. Desigur, ca să spun așa, talentul meu muzical m-a ajutat să fac asta. Și mai mult decât atât, pe urmă în facultate am putut să cânt. Am dirijat cor, am continuat, deci, să fac muzică. Dar n-am mai cântat natural din momentul ăla. Rușinea mi-a furat cumva vocea mea naturală. M-a făcut să trec pe voce de cap. Exact cum se întâmplă în cazul traumei,
când apare mecanismul disociativ și strategiile de supraviețuire pe care le dezvoltăm ca să facem față acestei situații. Cred că exemplul pe care l-am dat evocă destul de bine ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când experimentăm o astfel de situație, da? Cum ai spus tu, nu numai că m-am făcut eu de rușine, am făcut pe toți de rușine în momentul ăla. Deci, iată care a fost schimbarea. Mi-am schimbat timbrul vocal. Nu l-am schimbat, de fapt. Nu mi-am mai folosit vocea naturală niciodată de atunci. Acum, n-aș putea să spun că resimt ca pe o pierdere. Asta ca să vedem și cum se poate să nu rămâi în traumă. Aș fi rămas în traumă dacă mi-aș fi plâns de milă, dacă aș fi făcut ce aveam de gând la un moment dat. Chiar eram studentă la filozofie și mă gândeam dacă să nu merg totuși la conservator, pentru că tot propunea directorul de la operă să fac o carieră de soprană, de coloratură, că așa spunea că pot și cred că puteam. Și dacă m-aș fi dus, aș fi rămas în traumă. Nu mi-aș mai fi recuperat niciodată vocea. Puteam să fac o carieră foarte importantă. Dar eu, în plan uman, n-aș mai fi fost întreagă. Nu știu cum să zic. Uite, făcând o mică glumă și trecând la următoarea întrebare, ultima, pentru că mai avem foarte puțin timp și să concluzionăm cumva pe scurt, mă gândeam, vizualizând, de fapt, scena despre care tu ai povestit, mă gândeam care este, cât de mare, de fapt, nu care este, cât de mare este avantajul actorilor, care, să zicem, și într-o piesă de teatru, făcând o gafă, uitând o replică, încearcă un mic sentiment de rușine și de penibil. Dar ei, având experiența trecerii peste astfel de momente, fac în așa fel și improvizează, încât publicul să nu-și dea seama de momentul acela de mică sincopă. Și aș vrea să te întreb, ce argument ai avut în vedere atunci când ai recurs la mituri în prezentarea cazului? Pe scurt. Păi, în primul rând, faptul că personajul despre care scriam a venit spre mine nu cu o poveste personală, individuală, ci cu una colectivă. Nu era încă un personaj individualizat. Și ca să devină individualizat, să devină el însuși, în mintea mea trebuia să îmi problematizez în acest spațiu de coordonate, mitologic, da? Ce se întâmpla în povestea de viață pe care o auzeam. Acum, argumente am avut suficiente în psihanaliza actuală. Eu am mai vorbit și la lansare, da? Spuneam de Bion, care recomandă terapeuților să aibă un repertoriu mitologic foarte vast și să recunoască, mai ales când vine un pacient în terapie, de ce mit se joacă acolo. Pentru că mereu se joacă un mit și el spune foarte frumos, dacă simți că pacientul nu joacă mitul ăla, schimbă mitul, că sigur joacă un mit. Pentru el mitul e atât de important încât spune că are în psihanaliză o valoare comparabilă cu calculul algebric în știință. Deci îți dai seama, are un text absolut minunat pe tema asta. Dar acum aș putea să mai spun ceva ca să nu pară că, vezi, Doamne, eu am o referință sau mai multe bibliografice și mă așez sub pălăria lor și iată, așa mă apăr eu de cei care, să zic, nu agrează genul ăsta de intervenție terapeutică. Nu, nu o să fac asta. O să spun, de fapt, că mie mi-este foarte natural să lucrez așa. Experiența mea culturală îmi permite să fac lucrul ăsta. Eu m-am simțit de-a dreptul ușurată când am întâlnit autorul pe care l-am evocat, dar nu e el singurul, da? M-am simțit cumva, repet, ușurată și am simțit că, iată, e în regulă să procedez așa. Deci a fost, pe de-o parte, natura mea, cultura mea, povestea
personajului despre care scriam. Și nu e doar acest personaj, că până la urmă, așa cum am spus, orice pacient vine în terapie cu o poveste colectivă, nu e a lui încă. Da, ea urmează să devină a lui. Deci toate astea, ca să zic așa, au amenajat cultural și terapeutic un mod al meu de a lucra cu personajele vieții mele. Dragilor, a fost alături de noi Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației Universitatea din București, psihoterapeut, ce am vorbit pe marginea cărții Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic, o noutate editorială, un proiect editorial publicat în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult Lavinii Bârlogeanu pentru că a fost alături de noi și ne-a oferit informații foarte utile și foarte prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!